Da, oameni buni, mi-am dat o comandă de la o benzinărie, la mine din cartier. Uite că 132, trebuie să iau niște țigări, parcă. Parcă așa am văzut. Trebuie să mă duc acasă, când s-ar zice, să ridic ce-o fi alea, țigări, nu știu ce-o fi alea. Trebuie să le ridic la mine din cartier, dar nu știu unde le duc. Dar uite aici, să mă bată mama, uite. Uitați, oameni buni, ce e aici, bă, frate. A, uitați. Bă, bă, dar nu fac în așa fel să fii frumos ca să poți să treci. Dragul de a trece, o săpat, o gropat și o lăsat rahat, așa, împrăștiat. A, uitați cum arată. Bă, trebuie să mă întâlnesc cu vreunul din ăștia, să întreb unde, dar prostiile astea le terminați vreodată. Stai, bre. Uite aici, bine cu închis aici. Bine cu închis aici, să mai treacă nicio mașină. Că aia enervam că treceau mașinile pe aici. Mai erau proști care dădeau, mai dădeau și numai șalier. Să vezi cât de fraieri. Sau cât de proști, mai dădeau și numai șalier. Vedea că e bicicleta acolo, ziceam, bă, și el tot aia, n-avea nicio treabă. Acum trebuie să mă duc până acasă, să iau niște țigări sau ce trebuie să iau de la Petrom de acolo. Iar la doamnele alea de acolo, că nu știu ce îi, și cât e acolo trebuie să plătesc, dar nu prea, dacă e mai mult, scrie acolo că clientul va plăti 33 de lei. Dar dacă e mai mult, zic, frate, uite, ce pe bun aia trebuie să plătești, frate. Nu eu fac legea, că n-am spun eu din banii, din buzunarul meu. Bani, că nu lucrez ca să pun buzunarul altfel. Hai că ne dăm ăla pe aici. Așa. Și să o luăm așa frumos pe aici, vezi? Uite, văd că acum unde... A, uite, uite ce, motor, ce fain e motorul ăla. Îmi place casca la băiețaș. A, uite ce mișto e motorul. Cei care sunt fascinați de motoare, uitați. Am place casca aia, numai că nu pot suport eu casca din aia pe bicicletă. Recomandată e asta, care luam eu. Da? Hai să se facă verde și să duci și noi să luăm comanda. Ia să ce mă zic, unde o duc? Eu chiar. Dacă o iau de la benzinărie, unde o duc? Nu ce trebuie să ia. Aleg eu ceilor 27. Luca Bubu, trebuie să vorbesc cu mail, ce mai el, auci cu ce... Ce geacan ești, frate? Vă arăt piese de muzeu, bă. Nu ce vedeți voi prin stradă, eu sunt cu... Bă, ar trebui să fac o manevră, să-mi iau un... N-am un stămat, dar n-aia șmecheră. O să-mi fac o chestie, dar nu știu dacă pot. Dar am văzut la unul, prin un gădan din ăla, dacă pot să fac un gădan din ăla... Un gădan din ăla inteligent, cu semnalizare, știi? Nu, cu semnalizare, știi? Numai cât vorbesc, dreapta, dreapta, stânga, stânga. Cam văzut la unul, era unul cu un gădan din ăla șmecher. Dar o fi de la noi, o fi din afară, nu știu de unde e gădanul ăla. Nu știu de unde e gădanul ăla. Că tare, era interesant, avea inimioare, avea cu... Acolo pot să-mi fac reclamă și cu canalul meu de YouTube, știi? Cu canalul meu de YouTube și cu... Astea cu evenimente, știi? Astea cu evenimente. Pot să-mi fac reclamă.
pot să-mi fac reclamă. Da? Da, schimbe bine așa. Ia să vedem. Și noi? Hai că oricum mașina trebuie să oprească. Opa. Opa topa. Da. Aici este aici unul care se cheamă cuptorul Andrei, parcă, dacă nu mă înșel. Lui Alin, mă scuzați, cuptorul lui Alin. Că aici au vrut să fac cineva ceva și au fost. Nu știu cum să-i zic persoana aia care a vrut să iei spațiul ăla și acum altul a deschis ceva mișto acolo. Avem nuntă! Au și nuntă mare în satul meu! Ia să uităm și noi un pic, să vedem. Păi, dar de oare de ce? S-a întâmplat ceva pe aici, de smurdu? La nuntă, bă! Ia! Bă, îmi place nuntă, îmi place, mă distrez. Măi, mi-am plac distracțiile, dar... Ce să spun distracția, dar nu pe banul meu. Dar tot trebuie să facem treabă, bă, fratele. Ia să încercăm și noi. Mă întâlnesc pe drum. La mine, în cartier. Trebuie să ajung și iau... produsul. Doamne, foarte, dar uite ce bine arată. Arată bine, doamna. N-am ce comenta, la vârsta ei, cred că are vreo 55 de ani. Până în 60, mai mult nu are. Sau poate să aibă 4, știi? Să vorbesc cu ea, iurea? La corp. Să zici și-mi caratul ăla cu ochii, de la moacă. Bă, fac curât, parcă acum îmi dau duhul. Bă, parcă îmi dau duhul, bă, așa de urât fac. Bă, chiar bă, urât, urât de tot fac. Asta e fată simpatică, măi, 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 măi. Away slow is all the life, every low and all mellow. Da, asta e slow cu manda asta la benzinării. Pachet de țigări, cred că, da, niște țigări, dar... N-a, la electronici, cred că, nu... Iau ăștia. Hai că mânca și... Ăsta, sus la băieț. Că, nu știu, eu cumpărat, închiriat, închis, adică închiriat spațiu sau... Eu l-au cumpărat, sus. Nu știu care e treaba acolo, sus la mine. La Oscar 28. Nu știu, băieții ăia, îi cumpăra sau îi plătești chirii? Asta nu mai știu. Când am stat să intre cu băieți, bă băieți, ce aveți aici? Închiriat? Necumchiriat? Nu mă interesează. L-am văzut pe poenașul ăsta. Linul ăsta, linul lin. Da, hai că vedem. Cred că trebuie acolo, nu știu, am o problemă la frânare, mai acolo pe aici. Hai,
acolo pe aici. Fără de hal. Nu pot să-mi fac treaba ca lumea. Da, stai, uite, și-o revenit. Nu mai auzi zgomotul ăla. Da, uitați ce frumos e afară. Bă, mi-o leacă în noraz, da? Bine că nu plouă. Bă, asta e important că nu plouă. Bă, dar ce taxă mare are, bă, de livrare. Bă, n-a venit aia ceva. Taxa e prea mare, bă. Exagerat de mare. E aproape 13 lei taxa de livrare, nenic. Pentru 20 de lei până la 33 de lei, e 13 lei taxa de livrare, nenic. E 13 lei taxa de livrare. Da? Dacă clientul are bani, n-are ce face cu ei, dai nu, taxa de livrare e 13 lei. Dai 13 lei pe taxa de livrare, dacă asta vrei, asta dă. Asta vrei, asta dă client tazul. Cred că depinde de restaurant, benzinărie, de unde dai comandă. Uite, de exemplu, nu știu, dacă vreau să-i trimit eu, de exemplu, mama, ceva. Stau în altă zonă și trebuie să-i trimit mama ceva. Îmi ia taxă de livrare, dar mi-o ia cam mare. Da? Asta e. N-ai ce faci. Ce scară? Asta era întrebare. Știi că partier apartament 3, dar scara... Ciuciu! Scara. Hai să vedem, după aia. Ia să vedem noi. Da, bă, că noi n-am pornit electrica. Hidroelectrica. Duceți comanda asta, discutim via. După aia mai vedem dacă nu mai dă vreo ceva. Dacă nu, o sunăm pe mama să facă ceva pe pică. Și când mai scot oarii, țap, pa, lung. Ieșim. Ia să verific eu ceva. Nu mai văd. Erau două, dar n-am apucat să-l iau. Când ne-am apucat pe ele, spunea că sunt luate deja. Da? Erau 18 și 19. Dacă mai scot, mai scot. Dacă nu, dacă până la 3 nu mai scoat nicio oră, îmi iau tălpăștea și mă duc, mă plimb. Mă sun pe băiețaș, poate mă duc, mă plimb cu el pe undeva. Cu Michael Jackson, Michael Jackson. Dai bă că trebuie să intru aici și să dau aici, că nu știu exact unde e 81. Băi, dar ce are mașina aia? De unde ai luat-o în halul ăla? Ce colorată.
Hai să-i toc o prendere. Ah, stai că trebuie să luăm pe aici, pe la izvorani. La letea, pe la izvorani. Izvorani. Știi melodia aia? Stai mă, leac, să mă uși eu. Voi titi mi-a negalo, tadi bagadi zăm nou. Hai că trebuie să lăs piața să treacă. De viața mea. Cică, cele mai periculoase cartiere din Bacău, cică, ar fi cele mai periculoase cartiere din Bacău, îi aleg cu Rosu. Aud, mă. E cel mai periculos cartier din oraș. Aleg cu Rosu. Acolo sus la... Dacă nu mă înșel, acolo sus la... Pe dealul ăla, cu Mușdealul, între două garaje, cică, s-a întâmplat ceva. Nasol, și de asta spun ăștia că e cel mai... Ce mai periculos. Opa, opa. Opa, sopa. Nu ușu, nu bea. Ce, bă, mai are pe o scară? Nu costă? Ce 36, 81? Vă zi 31, 91. Între 81, bă. Bă, asta ar trebui să fie 81. Aulea. Asta e așa cum ai, de bine și de bine. Paralele, ma carboni, avatoni, horo broana, gibru, bruani, jarcani, hala manio. Uhu, două tipi frumoase, auleu, fund, auleu, ce cu gropile astea, cu drâmprâlele astea. Mă trădești la realitate, că doar pe mine. Că m-a țipit un pic acasă, am ieșit o leacă acum, când o sunat, când o sunat pentru comandă de gum, mi-a zis, bă, apas pe ăla, bă, apas acolo, accept. Restart. Mama, ia-ți bă telefonul, că nu știu să apăs aici. Și poate fac o prostie și îți dă la recomandă. După aia mă înjuri. A, nu te înjuri, mă, mamă, te iubesc. Atât zic, te iubesc. A, uite, jandarmeria, își face treaba. Patrulează. În sistem de patrulare, ia să vedem. Sistem de patrulare. Hai bă, luat-o-și pe alea aia morților. Pe alea morților. Mă sper să mai scoată vreo oră. Era 2 ore la 16, la 18, la 20, 18, 19, 20, da? N-am fost pe fază, am apăsat pielii și bob, nu l-a dat alții. Așa că... A, dacă au nevoie, doar știu cu scoate oare de acum. Știu că au nevoie de curieri acum. Că comandă lumea. Că sunt unii oameni care au pensia acum. Ia. Hai, vă, poți să duci pe mine să mă depășești? Ia.
Hai. Da, tare, bă, bă, ești acum, ai 16 ani în pana mea. Deja de pe acum încep cu accelerația. Ia uite-l, bă, deja nici bine n-are să e... O la permisul și deja gata. Vrea să facă depășire cu mine, pe aia mama lui de hârbuit. Mai faci și urmă trompeta aia de mașină. Parcă duci că rage vaca, rage boa, ce faci din urmă. Vreau să văd și eu de unde pot să fac o random. Că luna viitoare e pe de 5, pe 6 și pe 7. Vreau să plec undeva. Să vin când mă numi Unicelo. Și am să vorbesc cu... Trebuie să vorbesc la serviciu de concediu. Pe data de 14 sau să merg pe cealaltă săptămână. Ia să mă gândesc cu leac mai bine. Dacă mă duc cealaltă săptămână, nu prea am să fac comenzi. Ceva... Bă, nu știu ce să zic. Bă, nu știu ce să zic acum. Nu știu ce să zic acum. Să iau de pe data de 14 sau să iau de pe data de 14 cealaltă săptămână. Sau să-mi iau de pe 22, de pe 14 sau de pe 22. Ceva ca să pot. Știi ce zic? Ca să pot să fac și eu ceva mișto. Bă, acum să văd. Nu știu acum, să văd, mă mai gândesc. Că vreau să fac o chestie, că am ceva nevoie. Bă, poate nu iau, poate beau. Bă, avem o domnișoară, o doamnă, o domnișoară, nu știu ce avem. Am încărcat și bateria, e bun? Bă, uite așa e bine, bă, să vii, stai două ore acasă. Ca să ai și bateria full pentru, toată, pentru restul zilei, ieși dimineața de la 10 la 2, 3 maxim. După aia intri, după aia de la... Mai intri de la 5. Da, de la 5 la 10, 11, cam așa, ca să poți sta lângă bateria. Asta e ideea, asta e ideea mea, ca să poți face un glov, un delivery perfect cu bicicleta. Sta lângă și bicicleta. Globo! Ah! Nu am nici comandă, am 600. Să-i dăm la client 600 și nu dăm niciun caș. Okay.
Nu știu, da? Poftă bună! Mulțumesc! Ce mare! Da? Hai să vedem cum se face. Păi ce e de 138-a? 3, dar nu înțeleg. Ce e aici? Aici e 138. Cred că e blocul ăla, cred că. Da, e blocul ăla. Dar nu știu ce îmi dă de 2 km cu mașina când cu bicicletă cu pe jos fac 650 de metri. Dar trebuie să trec, podul. Nu podul, trebuie să trec... Dacă era să fac pistii... Da, dar mă enervează că nu bagă ăștia, nu faci pista aia. N-am dus pisul pod pe acolo ca să fie mai ușor pentru mine. Ca să poți să fii bine și pentru mine. Să fii bine și pentru mine, da? Să fii bine pentru bicicletă, nu numai pentru mine. Mai sunt bicicletă care trec pe acolo. Ia vedem dacă e așa cum știu eu. Ia să vedem. Aude, sticloso pe jos. Am grijă cum merg. Măi, ăla și mă duc undeva. Nu știu dacă pot să mi le pun undeva pe spate. Undeva, nu știu să mă duc. Da, hai să coborăm pe aici, vedem. Nu putem coborâ. Am mers în ce e așa strâm. Vedea, dar nu te aleagă să mai strâmă. De ce e așa dar? Și nu toacă lumea cu mine. Calma? Da, mă strâmbim. Hai, lasă dacă plouă ce are. Mai crește o alea.
să duce comanda asta. Ne scutim. Auleu! Bă, tu trompeți le astea. Bă, așa am strâns bicicleta, strică și bicicleta și mașinile și toate cele. Bă, în România nu poți să ai ceva ca lumea. Rămâne, da, cum duc, da. Scara? Că te beau. Scara? Ah, mulțumesc mult. Ce nu te gândeai, cred că e aia care am văzut eu prima oară, ia să vedem. Au, 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 au. Merg alea pe jos, că am curcat borcanii. Asta e biu, a, uite acolo. Da, ce să văd, băi, o să scălea cum ai duc cu Flender, nu prea banghesc. M-am uitat acolo, bă, uite-mi eu ceva. 138 de ani, nu mă duc să-mi ca lume. Da. A, la partea asta să lăs. Eu comanda asta. Sper să nu mai cad. Are un tangent de a cade bicicleta asta. Pang, 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 tang, tung, 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 tung. Nu am probleme, fac de ușa. Salut! E bar de lagă! Costă 14. 14? Da, și să caut, da, da. Zi. Zi bună. E ok. Ah, da, mulțumesc mult. Poftă bună.